Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Astăzi ne-am propus să discutăm despre o problemă destul de acută pentru societatea noastră, cu atât mai mult cât ne aflăm în sezonul rece al anului. Vorbim despre copiii străzii, vorbim despre soarta lor și despre ziua de mâine pe care urmează să o trăiască. La acest subiect, colegii noștri din Departamentul Actualități au elaborat un subiect pe care vă îndemn să-l vizionăm împreună și după aceea să revenim în studio la discuție. În cadrul unui reportaj difuzat acum câteva luni la postul nostru de televiziune, am prezentat condițiile în care trăiesc copiii străzii. Subiectul respectiv a generat discuția aprinsă în societate. Atunci am menționat în repetate rânduri despre centrul de plasament Vatra, ca fiind singurul loc unde își puteau găsi adăpost copiii orfani ajunși la majorat. La acest centru trăiau absolvenții școlilor internat din țară care au reușit să-și găsească un loc de muncă, dar nu și o casă. Tot aici erau aduși copiii străzii, pentru care centrul de plasament era o salvare, în mod special în sezonul rece. O instituție similară nu găsești în toată țara. Cu toate acestea, în ajunul sărbătorilor de iarnă, atunci când bunătatea domnește peste lume, primarul Dorin Chirtoac a luat decizia de a pune lacăt la ușa acestei instituții. Centrul de plasament Vatra a fost închis, luând în considerație că acolo au fost găsite neajunsuri din motive că n-am avut finanțare pentru a alătura ajunsurile date. Acest centru a fost suspendat din funcție temporar până când se înlăture toate neajunsurile. Întrebarea privind soarta copiilor după închiderea centrului Vatra i-am adresat-o și Rodicăi Terehovski, la care șefa Direcției Municipale pentru Drepturile Copilului ne-a informat că, spre exemplu, o tânără ce suferă de tulburări psihice grave a fost dusă la centrul de găzduire Haltei. Băiatul cu deficiențe mentale a fost transferat către orfelinatul din Orhei. Cu toate acestea, în țara întreagă nu a fost de găsit un loc pentru copiii străzii. Știrea privind decesul lui Valeriu Chiveri în vârstă de 11 ani, precum și cea privind decizia de a închide centrul, așa și nu a văzut lumina zilei. Din puținul care se cunoaște, rezultă că minorul a fost adus la Vatra de un echipaj de patrulare. Băiatul hoinărea disculs pe strada Pușkin îmbrăcat într-un tricou, și asta chiar dacă era 30 noiembrie. Potrivit informației preliminare, băiatul și-a dat suflarea din cauza unei intoxicații cu monoxid de carbon. Știu că se iasă informația că o ribeam chiar pe ghip. На это я не отвечаю. Есть досар, что досару ен лукру, но я în cadrul direcției avem o anchetă de serviciu, se lucrează, toate informațiile care sunt cerute de la noi, noi le prezentăm și ei sunt organele competente care trebuie să dea răspuns referitor la deces. Dragi telespectatori, acesta a fost subiectul nostru. Revenim în discuție. Invitații ediției de astăzi sunt Grigorie Novac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Și Silvia Grigoriev, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bine, doamna Grigoriev, vreau să încep cu dumneavoastră. Am văzut și în acest subiect starea de lucruri pe care ați depistat-o atunci când ați mers în teren, vorbim despre centrul Vatra, nemijlocit. Întrebarea mea este una destul de firească, dar în același timp destul de complicată. Cine răspunde de soarta acestor copii? Oh, chiar este foarte complicată. De fapt, într-o țară normală trebuie să răspundă autoritățile statului. În cazul nostru sunt autoritățile municipale. Eu nu știu ce se întâmplă la noi în țară, dar situația se agravează cu zi ce trece tot mai rău și mai rău. Vorbim foarte mult, facem conferințe de presă, facem mese rotunde, dar situația se agravează și cei care de fapt trebuie să-și facă elementar meserie, care răspund de drepturile copiilor, nu știu de ce, așa parcă nici nu au, adică nu-i atinge aceste lucruri.
Chiar m-a mirat răspunsul doamnei Terehovski când i-au spus ziariștii, i-au întrebat-o că de ce, cum s-a întâmplat cu acest copil care a decedat. Ea a zis că nu trebuia să-l aducă la mine în centru. Dar unde să-l ducă? Dumneata e cea care răspunde de drepturile copiilor în municipiul Chișinău. De fapt, ea este primul om care trebuie să răspundă, care trebuie să fie scoasă la în prim plan și întrebată: ce ai făcut, doamnă? De tine depinde viața acestui copil. Oricărui copil care este în stradă, care este în situații de risc, în primul rând dumneaei răspunde. Și mie foarte tare mă miră acest fapt că ea nu este acum trasă la răspundere penală. Ea trebuie să fie trasă la răspundere penală. Stimați telespectatori, aici se cere a face o mică remarcă. Eu, în calitate de jurnalist și autor acestei emisiuni, am încercat să-i contactez telefonic și am reușit să discut cu doamna Terehovski, șef Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Cu părere de rău, domnia sa nu a dat curs invitației noastre. De asemenea, am discutat cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Familii, care și dânsii au motivat că șefii de direcții care sunt responsabili de aceste probleme sunt în concediu și nu ne pot delega nicio persoană care să ne discute. Și de asemenea am discutat și cu doamna Daniela Buzatu, un inspector în cadrul biroului Siguranța Copiilor, care, cu părere de rău, nici domnia sa nu a dat curs aceste invitații. De aceea vom încerca pe parcursul emisiunii să intrăm în legătură telefonică cu doamna director, care ne va spune care este starea de lucru acolo. Până atunci vreau să întreb pe domnul Novac. Domnul Novac, de ce această epopeie cu Centrul Vatra a ajuns în acest punct culminant unde și-a pierdut viața un copil și doar atunci lucrurile se încearcă a redresa? Până la urmă, de ce primarul toacă fără a ține cont de Consiliul Municipal, ia aceste decizii care până la urmă pune viața în pericol a zeci de copii? De fapt, starea de lucruri este critică, cum a zis și colega Grigoriev, că este critică în mai multe domenii. Însă, cu părere de rău, la noi, Republica Moldova, până nu se întâmplă ceva grav, nu se atrage atenția asupra unei probleme. Și aici vreau să menționez că eu, în calitatea mea de deputat, încă în primăvara anului 2016, am abordat această problemă, dar am abordat această problemă, eu tot nu cunoșteam, însă am avut așa o situație care s-a întâmplat cu mine personal, fiind la Botanica, la semafor, câțiva minori mai nu mi-au pătruns în mașină. De fapt, asta este o schemă cum ei, cu regret, încearcă să supraviețuiască din furt. Și imediat a doua zi am mers la Inspectoratul de Poliție Botanica, am discutat cu domnul șef al poliției, am discutat nemijlocit cu persoana care este responsabilă de acești minori, să zicem așa, mai problematici din punct de vedere al comportamentului. Am făcut și o interpelare oficială, unde mi s-au răspuns câți copii, de unde vin, din care localități, fiecare în parte. Adică cei de la Ministerul de Interne, pe de o parte, își fac treaba. Ei cunosc fiecare copil în parte, chiar și câte crime a comis. Apropo, acești copii ajung, poftele lor de pe zi ce trece cresc și comit infracțiuni destul de grave dacă se află în stradă. Statul, de altă parte, trebuie să asigure aceste centre de plasament unde să aibă o educație mai specială. Trebuie să specialiști, începând la psihologi, care să le explice într-o manieră mai delicată că dacă derapezi de pe pista asta normală de trai în societate. Domnule Novac, aveți perfectă dreptate, dar atunci când vorbim de acești minori care până la urmă ajung a fi certați cu legea, ar trebui să intervină și statul. Cu asta și începusem această emisiune, că astăzi nu avem un centru. Ce se întâmplă cu acești copii? Care este soarta lor? Pentru că în fiecare dintre noi ne putem pomeni în situații mult mai rele. Păi eu zic, statul i-a abandonat. Eu aici și duceam discuția atunci când am început să vă spun. Pe de o parte am avut un astfel de centru la Botanica care a fost închis. Acești copii pur și simplu au rămas în stradă. Aici, vrei nu vrei, începe să lucreze legea supraviețuirii. Ei sunt altceva, ei sunt minori, ei nu știu ce să facă. Cel mai simplu ce? Să comită o crimă, adică să fure ceva, să-și ia un... Apropo, din informația care o am eu, poftele lor când spuneam că cresc pe zi ce trece, de la furturi mărunte de telefoane, ei au trecut la spargeri de mașini, au trecut deja la jafuri.
Ei se maturizează cu bisericii trești. Și dacă la ziua de azi autoritățile nu iau măsuri urgente, mâine, poi mâine, ne trezim peste câțiva ani că avem niște criminali, aș spune eu, acești copii vor crește niște criminali cu stagiu deja, cu experiență bogată. Domnul, haideți să tăiem acest nod gordian. De ce se închid până la urmă aceste centre? Atunci când aici este un lanț mai bogat, acest lanț se începe de la, să zicem, acel nenorocit acord de finanțare din partea Fondului Monetar Internațional, care prevede micșorarea cheltuielilor bugetare. Toate aceste centre sunt bani de la buget. Mai rar este vorba de bugetul local, în mare parte este vorba de bugetul de stat. Și aici, pentru a întreține o astfel de instituție, sunt cheltuieli destul de mari, mai ales în perioada rece. Toate resursele energetice, mă refer la căldură, lumină, apă, gaze, acești copii trebuie îmbrăcați, hrăniți, trebuie să li se predea o curiculă școlară, la fel trebuie să frecventeze ore și așa mai departe. Profesori calificați, la fel, nu chiar prea avântă nimeni să predea acestor copii. Ei, mă rog, sunt din familii care sunt, însă practica internațională, eu am studiat mai minuțios această întrebare la nivel internațional, cum se face. Spre exemplu, în Mexic. În Mexic, astfel, Mexicul fiind o țară mare, sunt foarte mulți copii ai străzii, abandonați de părinți, din diferite motive. Însă, statul ce face? Statul a făcut un fel de, nici nu știu cum să-i zic, școală specială, militarizată. Acești copii, când finisează studiile, adică cum ar fi la noi un liceu, ei sunt instruiți. 95% din ei merg să facă mai departe studii. Fie la Academie de Poliție, fie la Academie Militară, fie în domeniul militar. Și apropo, cum spuneam, pe teritoriul acestei instituții nu face cine și ce îi trăsnește prin cap. Ei sunt educați în stil militar. Adică chiar și la cantină merg în rând și format și la nimeni nu-i treci prin cap să fac, să derapeze ceva, să facă din capul lui, deoarece este o educație colectivă și în cadrul acestei educații colective ei sunt responsabili unul pentru altul. Ei sunt ca o familie acolo și vă zic, 95% din ei merg mai departe, devin polițiști și Grigore, se integrează în societate. Republica Moldova, în mod special în capitală, nu s-au găsit mijloace financiare pentru a menține aceste centre? De ce se ajunge în această albie? Noi vorbim statul trebuie să facă. Iată, haideți să pornim de la un lucru simplu. Centrul de plasament de trieri, care era pe 39, Lev Tolstoi 39, da? Da. Stradă. Era centrul Ministerului de Interne. Cu specialiști, cu psihologi, cu oameni speciali, fiindcă la așa copii, ca să pot să-l țin frâng, să lucrezi cu copii, cu ei, până la urmă. Copil al străzii, trebuie să știi cum. Trebuie să fii om în meserie, în domeniu. De ce s-a închis acest centru? O curte. Eu am fost special și m-am uitat cei cu casa aceea acasă, în două etaje, foarte veche, foarte în centrul orașului, cu curte, unde se închidea ușa, adică era izolată de restul străzii. Atunci când intră un copil acolo, știi că a intrat pe teritoriul unei instituții unde de el o să aibă grijă, dar el are niște obligațiuni. Doamna Gregore, problema centrului Vatra până la urmă a apărut în vizorul nostru a reprezentanților media atunci centrul Vatra cam e aceeași problemă ca și cu centrul care a fost pe Lev Tolstoi. Cuiva, ceva, îi place casa aceea bună în centrul orașului, în trei etaje. Eu mă tem să nu fie așa. Poate greșesc. Dă domne să greșesc. Dar eu cred că aici avem și domnul deputat. Trebuie luat la... vorbit și cu alții deputați de la noi, de la fracțiune, de la socialiști, că facem o comisie și ducem un control riguros la acest centru, care nu cumva să fie privatizat peste noapte și să ajungă acești copii într-adevăr în stradă. Fiindcă eu am
am monitorizat puțin problema și am înțeles că cei 6 copii care mai rămăseseră la centru Vatra au fost duși care la Orhei, care la casa de la Costiujene, care și pe unde. Adică au fost urgent duși și cel mai straniu. Copii sănătoși până la urmă. Dar ei nu sunt copii, ei de acum sunt maturi. Adolescenți. Peste 18 ani. Altceva, că atunci când întrebi unde sunt aceste persoane, nimeni nu vrea să-ți spuie. Totul, așa este secretos această direcție a drepturilor copiilor, care nicio informație nu se dă, fiindcă nu are... Doamna Gregorie, eu vroiam să discutăm încă un aspect destul de controversat. Ziceam că această problemă a centrului Vatra a apărut atunci când în decembrie și-a pierdut viața un copil acolo, în condiții destul de misterioase. Până la urmă, au mai fost pe parcursul anului 2016 o serie de proteste organizate de către copii împotriva administrației și a personalului de acolo. Vreau să aflu de la dumneavoastră explicația. Atunci când domnul Chirtoac a semnat această dispoziție de încetare a activității, dânsul zicea pentru a încheta cazul de deces al copilului și a face o... Dar ce măsuri a luat în vara? Păi asta și vreau să vă întreb. Ce măsuri s-a întreprins pe parcursul acestor interval de timp? Nu știu de ce noi, consilierii, ne ocupăm nu de toate problemele. Nu s-a discutat în CMC problema asta. Asta acest lucru a avut loc vara, când noi tot eram în concediu. Dar acestea sunt lucruri elementare de serviciu, de obligațiuni a direcțiilor municipale, direcțiilor executivului. Noi suntem organ deliberativ, CMC. Noi nu trebuie să ne ocupăm cu aceste lucruri, dar noi suntem nevoiți să ne ocupăm. Iată, de când eu zic și până la urmă să luăm fir cu fir fiecare centru a copiilor, care sunt 47 la direcția drepturilor copilului. Și o să mergem la fiecare centru să vedem cu ce se ocupă fiecare centru. Eu am făcut aceasta în 2016, la început, în primăvară. Am luat 4 centre de pe strada Bulevardul Păcii. Din 4 centre, 2 au fost privatizate. Nu știu, încă în 2005-2004 vândute, unul într-un apartament care tot era un centru pentru copii a trăit un polițist, pe urmă polițistul cel a intrat abuziv, nu știu ce s-a judecat cu doamna Chifa care era atunci. Adică la primele 4 centre care le-am vizitat, din 4, 2 erau lucrative. Păi, nu știu... elementar, aceasta este neprofesionalism, incompetență și elementar lipsă de control, fiindcă nimeni de nimic nu răspunde. Dacă ar fi la timp, atunci când a apărut chiar și acela material cu domnul Brega, care l-a făcut video la centrul acesta de plasament, când copilul acela s-a sus și striga, care era, zicea reprezentantul de la drepturile copilului, că este în serviciu de urgență. Adică serviciul de urgență, el trebuie închis, izolat într-un fel, fiindcă el, dar izolarea asta tot are niște cadre, un cadru legal într-un fel. Un normativ, acest copil nu trebuie lăsat de sine stătător închis cu sub cheie la o cameră, că el se începe a fuma, să facă focul și să ardă, să nădușe. Așa cum a pățit acest copilaj Valeriu, care de 11 ani. El s-a necat în fum, așa am înțeles, s-a nădușit. Oare chiar acolo... Astea sunt datele oficiale pe care nu era niciun om în acest centru atunci ca să simtă miros de fum. Zice că a verificat la ora 3 starea de lucruri și totul era sub control. Lucru infirmat, de fapt, de ceilalți copii și de... Că el, am înțeles, bătea în ușă și nimeni da, nu discutea nu i s-a că deschis. Era... Dar aceasta este un lucru anormal. Până la urmă, eu știu că la noi răspunde sau educatoare sau un măturător ceva, o deredicătoare, dar oamenii care sunt, de fapt, responsabili de viețile copiilor sunt șefii. Șefii de direcții, șefii de centre, ei trebuie în primul rând tras la răspundere. Domnule Novan, haideți să vorbim despre drepturile copiilor, despre niște îndatoriri a ceea ce spunea și doamna Grigore, a personalului care este angajat acolo, și aș duce discuția în albia că acești copii sau unii copii care au fost cazați acolo au ajuns în centre în care nu trebuiau. Este dăunător până la urmă sănătății și dezvoltării lor, atât psihice cât și intelectuale. De fapt, deputații suntem, eu personal cel puțin, sunt predispus ca să mă implic de fiecare dată, ori de câte ori este nevoie, însă
Eu nu prea am văzut la acest capitol ca... Noi, pe de o parte, avem oficiul avocatului poporului. Adevărat. Care este domnul Mihai Cotorobai și, pe de o parte, și de altă parte, este doamna Maia Bărănărescu, care este nemijlocit responsabil, este avocatul parlamentar pentru protejarea drepturilor copiilor. Și, în acest sens, eu chiar am vrut să văd o reacție din partea dumneaei. Și de ce zic reacție? Deoarece, când am spus la începutul acestei emisiuni că în primăvara acestui an eu am început să lucrez chiar și cu o echipă de filmare, am făcut și un reportaj despre acești copii. Apropo, eu personal am discutat cu acești copii și i-am convins să ne spună problemele lor. Am rugat ca în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice să creăm o comisie specială, pe de o parte reprezentanții ombudsmanului, adică cine ar fi acolo, doamna Maia Bănărescu, membrii comisiei, pentru a veni cu o soluție pentru acești copii. Reacția a fost zero. De fiecare dată ne s-a găsit motiv chipurile că ei nu au oficiu, că ei nu au logistică, că ei nu știu ce mai au, cum spunea ex-președintele, că avem, nu știu ce nu avem. Însă, cu siguranță, statul este cel care se face vinovat de situația creată. Și aici când vorbesc, avem tot, avem structuri care verifică, avem responsabili, avem directori. Ca până la urmă să se întâmple așa cazuri tragice. Aici, când vorbim despre cazuri tragice, știți, coada motanului este mult mai lungă decât ne se pare nouă. Vorbim despre iresponsabilitatea unor persoane, pe de o parte. Pe de altă parte, vorbim de abuz de putere. Și aici, dacă s-ar verifica minuțios aceste centre, dacă cei de la... Mai avem și un centru, nu știu care, antidiscriminare. De ce nu merg ei acolo să verifice aceste centre? Dacă la nivel de municipiu, uitați-vă câte instituții avem. Avem pe lângă primăria municipiului Chișinău această direcție responsabilă direct, avem oficiul avocatului poporului, avem acest centru antidiscriminare. Unde sunt ei toți? Ei sunt ONG-uri care se ocupă. Dar ONG-uri sunt sumedenii. Domnilor invitați, eu propun ca să încercăm să contactăm telefonic pe doamna Tamara Pisarencu, directorul Centrului de Zi și Deplasament Temporar al Copiilor Orfani Vatra, pentru a afla punctul dumneiei de vedere, a ne explica ce s-a întâmplat cu adevărat acolo și ce se întreprinde, pentru că încercăm să dezbatem și acest aspect. După aceea vom continua discuția pe care o avem aici. Așa o să rog regia ca să ne facă legătura. Alo, bună ziua! Bună ziua. Doamna Pisarencu, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm despre copiii străzii și despre ceea ce se numește Centrul de Zi și Deplasament Temporar al Copiilor Orfani Vatra. Vreau să ne spuneți, la ora actuală, care este starea de lucruri? Mai funcționează acest centru? Ce se întreprinde? Domnul Madan, eu sunt individuală la moment. Da. Dar centrul este și stat activitatea. Până când? Ne puteți spune? Sau nu sunteți acolo? Nu vă pot spune. În baza legii și starea unei activități a trebuit să fie termen de 30 de zile. Spuneți-ne, vă rog, de fapt conflictul în cadrul acestui centru a apărut în începutul lunii decembrie, atunci când a murit un tânăr? Care este starea de lucruri în acest dosar? Păi eu nu cred că de atunci s-a început. Deci la noi cu mult mai devreme s-a început. Asta a fost când copiii, deci toată mass media a fost la noi. Noi am chemat-o când ne-au spart geamurile copiii străzii, când au făcut dezastru și mobilierul și tot ce a fost făcut proces verbal. Deci a fost și MCS, ne-a descuiat din cameră că ei singuri s-au încuiat acolo. Și stărgeau tot și plafoanele au fost scoase și întrerupătoarele, mai scurt a fost dezastru mare și de atunci s-a început. Deci, spuneți-mi, vă rog, cine se face vinovat de această stare de lucruri? Pentru a achita careva pagubii la stat. Și, doamna Pisarencu, nu vă supărați.
Da, nu vă supărați. Îmi spuneți, vă rog, dar cine se face vinovat de această stare de lucru? Cine nu a intervenit la timp? Sau de... Domnul Madan, da, vă rog. Eu nu sunt omul care aș putea da careva verdicte cine e vinovatul. În Republica Moldova este necesar deschiderea unui centru pentru categoria copiilor străini. Dar la ora actuală, unde se află acei copii care au fost? La ora actuală noi așa centru nu avem. A fost centru de la Lev Tolstoi, el s-a închis, direcția municipală a încercat ca să facă lobby cu Ministerul de Interne, ca să fie predat acest centru la gestiunea direcției municipale, ca să prelungească mai departe. Dumneavoastră ați solicitat ca să fie întreținut centru în continuare? Ați avut discuții cu reprezentanții administrației publice locale? Aveți în vedere de care centru? Centrul Vatra mă refer, ca să nu fie existată activitatea. Centrul Vatra, noi n-am avut careva discuții. El a fost în activitate până în luna lui decembrie. Deci eu am început să spun de luna lui iunie, de atâta că noi împreună și cu primăria și cu Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului și Ministerul Protecției Sociale și a Familiei s-a făcut o ședință de lucru unde s-a ridicat întrebările ca să fie deschis un centru pentru această categorie a copiilor străzi, deoarece centrul Vatra nu este pentru categoria copiilor străzi, nu are specialist pentru așa gen de activitate. Doamna Pisarencu, dar înainte ca domnul Chertoacă să semneze această dispoziție de suspendare a activității, ați fost solicitată? Vi s-a cerut punctul de vedere? Eu sunt spai de goală. Da, bine, vă mulțumim frumos. Nu am înțeles. De ce s-a asistat lucrările? Acesta este același centru. Nu am înțeles nici de noi. De plasament vă mulțumesc frumos, doamna Pisarencu, pentru intervenție. A copilul da, da, care... La revedere, o zi bună, sănătate doar. De ce stiți lucrul? Ce au, bun, copiii străzii, nu-i ducem aici, îi ducem în altă parte, dar ce copiii străzii, nu toți sunt copii orfani care nu au unde dormi noapte. Elementar ce... unde pune capul pe... Eu am fost, am căutat, da, vreau să vă spun un exemplu, internatul numărul 2, de pe Grenoble, de care să... Eu am, față de această școală, am o atașament sufletesc mult mai mare. Acolo cândva era corul televiziunii de copii. Era o școală model. Eu acolo am făcut practica mea pedagogică. Aveți amintiri frumoase. Erau copii extraordinari. Erau copii din familii poate mai puțin vulnerabile, care nu aveau posibilități financiare, dar prin suburbile Chișinăului, care era școala internat, veneau acolo și acolo erau ateliere de tâmplărie, pentru ca copiii să învețe o meserie. Era corul acesta extraordinar a televiziunii, care era un cor model, era o școală extraordinară. Și acum ea este școala, de fapt este teritoriu foarte mare, este, mai sunt căminile cele care se poate de reparat și de făcut, acolo era tot un centru de plasament a copiilor care după 18 ani, care au terminat de acum școala, și ei toți au fost evacuați. Evacuați. Eu am căutat câțiva copii din ei. Am găsit niște telefoane cu mare greu, fiindcă este mare secret. La noi tot ce e legat de copii, mare secret, nimeni nu spune nimic, nu ai niciun drept să știi o informație. Dar cum să controlezi? Este o mixtiune în viața privată, da? Nu, adică sunt drepturile copil. Păi, drepturile copil, dar cine le apără dacă voi nu le apărați? Am găsit un copil pe la Râmnița, pe la prieteni dormea, un copil l-a luat o organizație de aceasta obștească care i-a dat un apartament, îi plătea chiria și i-a dat și bănuți de buzunar, la care eu i-am zis că aș vrea să vin să văd ce înseamnă asta. Păi, și el a spus că nu, doamnă, nu vreau, și a pus răb de receptorul. Pe urmă, cineva a spus că doarme pe la gară, cuiva cu o consilier de la fracțiunea socialiștilor de la Parlament i-au făcut un cămin. Adică toți erau nearanjați. Doamna Grigore, eu vreau la câteva aspecte să mai oprim. Atunci, chiar când ați fost în vizită la acest centru Vatra, am văzut acel copil izolat despre care vorbeați și afirmații potrivit căruia ar fi fost hrănit de un angajat. Da? Haideți să ridicăm și problema alimentației. Ce se întâmplă cu acești copii?
Am fost la discuții, printre da. Altele, problema aceasta cu alimentația, care nu de mult în grădinițe da. Și în școli, care a fost cu, și după cu alimentele alterate. Vreau să vă spun că am fost la discuții în Parlament, am fost și eu, am văzut Parlamentul prima dată în viața mea. M-am amuzat foarte interior, mult. Da. M-am amuzat foarte mult. Am venit de la organizația Salvați Copiii? ANSA, ASA cum? La ANSA. Agenția Națională Agenția pentru Națională, Securitatea da, Alimentelor. Securitatea Alimentelor. ANSA, Centrul Național de Medicină Curativă, sau cum se numește el, doamna Fare. Toți povesteau despre ce bine activează. Fișa lor de post, cât să iei de bune, cu ce trebuie să facă și, de fapt, parcă toți se îndeplinesc extraordinar de bine, perfect toate obligațiunile și nimeni nu-i vinovat. Până la urmă a venit un deputat și a spus, eu am înțeles cine îți vinovesc, vinovesc sunt copiii. Până la urmă așa și rămâne. Toți activează extraordinar de bine. Noi am făcut foarte multe agenții, birouri, comisii, diferite, nu știu ce acolo, organizații obștești se ocupă, toți se ocupă de o mulțime de probleme. Adică am aparatul acesta birocratic, așa de mult l-am înflat, așa de mulți paraziți care trăiesc pe banii bugetului, care de fapt nu produc nimic. Și controlează pe acești care mai produc câte ceva, primesc bani din buget, dar de fapt ei nu iau nicio atitudine. Ei pur și simplu, bine mersi, primesc leafa, le merge stagiul de muncă, au mașini de serviciu și totul este bine. Domnule Novac, mă iertați prea emotivă, dar într-adevăr mă doare acest. Să vorbim despre acești copii, despre moartea lui Valeriu. Haideți să discutăm despre faptul că erau violenți, spunea și doamna director în intervenție. Ăsta este un criteriu, până la urmă, din ceea ce am reușit noi să ne documentăm. Doamna director a fost reținută fiind acuzată pentru articolul 328, exces de putere, după aceea e eliberată. Până la urmă nu se vorbește nici de o persoană care s-ar face responsabilă. E paradoxal? Este paradoxal. Faptul că avem un deces deja bate alarma că cineva, fie a fost abuz de putere, fie a fost un omor din culpă, fie a fost umor din imprudență, fie a fost lăsarea cu bună știință a unei persoane în primejdie, deci calificativul până la urmă trebuie să-l dea ofițerul de urmărire penală, însă cu certitudine că ceea ce a fost cade sub incidența codului penal. Faptul că noi până la ziua de azi avem mai bine de o lună trebuie. Avem mai bine de o lună și noi nu avem măcar, nu știu, probabil bănuiți avem, dar nu avem învinuiți, asta spune multe. Și aici vreau să duc gândul. Spuneți. Unde? La noi se întâmplă astfel de situații de fiecare dată. La noi se întâmplă ceva tragic, noi nu avem, nu-l găsim pe cel vinovat. Nimeni nu face pușcărie și nimeni nu duce răspundere pentru acțiunile sale. În Parlament urmează să fie creată o comisie să se pronunțe pe acest caz. Pentru că vedem organele abilitate până la urmă strâng din urmări și ceea ce spunea și doamna Grigore, s-ar părea că toți impecabil și fac tema pentru acasă. Eu aș fi pentru ca în cadrul Parlamentului Republicii Moldova să fie creată o comisie de anchetă în baza regulamentului Parlamentului pentru a scoate în evidență, că deoarece atunci când se vrea, vă zic, eu personal am activat în cadrul altei comisii de anchetă și scot la iveală lucruri destul de interesante. Însă problema este mult mai largă, deoarece se produc astfel de adică pricina lucruri. Este mult mai vastă. Este mult mai mare. Noi dacă am avea un control minuțios, sistematic, zi de zi, ca acel director de instituții, el știe că în orice moment poate să vină un control și să-l verifice ce fac acolo, care cu ce se alimentează acești copii, cu ce sunt ei la ore, ori nu sunt la ore, și dacă în genere se fac ore acolo, care este profesionalismul acestor călugări care predau ore acolo. Vedeți, noi toate aceste nu le avem. Aveți perfectă dreptate când vorbiți despre lucrul ăsta, dar ce se întâmplă la ora actuală? Bine, activând centrul Vatra, știm măcar a existat un deces în condiții foarte misterioase. Astăzi acești copii pot muri pe stradă. Evident, în cazul în care ați văzut săptămâna trecută am avut temperaturi destul de joase. Joase.
Acești copii unde dorme? Prin subsoluri, care este starea în subsolul, noi toți știm acolo ce vrei, începând la guzgani și diferite insecte și paraziți și ce vrei acolo este. La rândul lor, ei devin niște purtători de diferite boli și infecții acești copii. Cu regret, eu nu știu, noi de fiecare dată batem alarma, ne străduim, îi tragem de mânecă, oameni buni, haideți să facem. Parcă toți spun că da, 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 dar până la urmă nu se face nimic. Și asta este regretabil. Și vă zic, asta are o legătură una cu alta. Copiii sunt abandonați, statul îi lasă în voia sorții, nu are grijă de ei. Pe urmă, acești copii, cum am spus și la începutul emisiunii, creează alte probleme, crime, diferite. E evident, cum spunea și doamna director, sunt complicați copii. Da, sunt, dar ce este adevărat. Este adevărat, direct, dar de vara până acum. Nimeni nu a spus că lucrul cu copii este ușor. Copiii în genere este complicat. Da. De la grădiniță. Da. Copilul este copil. Da, se maturizează. Dacă îi dai o educație corectă, ai așa meseria și responsabilitate. Pui pe pista corectă. Îi dat o educație greșită, ori nu e dat-o deloc, evident. Avem rezultatele. Doamna Grigore, pe ultima sută de metri în cadrul acestei emisiuni, haideți să elucidăm epopeea asta cu reparația. A fost invocat faptul că mai avem nevoie de o sumă de bani pentru a face... Reparația acolo a fost făcută nu de mult, eu nu înțeleg. Pentru a face reparație. De fapt, acolo au făcut o revoluție, acești copii care au fost aduși din stradă și ceva acolo, fiindcă ei au fost încuiați, probabil, eu nu știu subtilitățile, amănuntele, fiindcă ei țin secret la noi, ca să afli ceva, o informație este foarte complicată și nimeni nu o să-ți pui până la urmă. Că dacă încerci să vorbești, așa, prin cineva, cumva. Dar să uităm la originea problemei, mult mai gravă. Aceste organizații obștești care sunt al de copii, comunitate, da, familii, care este CCF-ul Moldova, care s-au ocupat cu destituționalizarea acestor copii din internate, care a închis și se laudă până acum că i-a închis Lumosul, CCF-ul și care a avut contract oficial cu guvernul Moldovei, fiindcă de fapt se luau niște bani, drept a spus domnul deputat, că se luau niște bani de la Banca Mondială, Banca... Fondul monetar și cheltuielile pentru buget trebuiau să fie mai mici pentru asistența socială. Dar aceste organizații obștești primesc bani de peste hotare și ei trebuie să facă o activitate. Ei s-au ocupat cu această destituționalizare cel mai mult. Ei au, uitați-vă pe site-urile lor, că ei se laudă, că noi am închis internatul acela, că noi am închis internatul acela, casa de copii aceea. Eu cred că aceasta este cea mai mare crimă făcută. De fapt, acești copii sunt toți din internatele, copiilor cu dizabilități internate, copiilor orfani, școli speciale și grădinițe. Doamna Grigore, la următoarea ședință a Consiliului, veți cere explicații domnului primar raportată la această stare de lucru? Domnul primar niciodată nu vine la Consiliul ca să-și dea explicații. El vine numai și așa, de strică puțin nervii, mai face câte o show de-a lui de surprize în Consiliu și se duce. Adică el nu vine să facă raporturi. Altceva că mai rău este că nu vine nici alt șef de direcție să facă raporturi. Dar ei ar trebui să vie trimestrial să facă raporturi în fața Consiliului. Atunci care ar fi soluționarea? Numai decât o să cerem raportul doamnei, cu toate că este proaspăt venit acolo, dar eu cred că o să o invităm să ne lămurească cum s-a ajuns aici și eu cred că ea trebuie să fie eliberată. Pe de o parte, cum s-a ajuns, dar cum urmează să fie soluționată problema, pentru că aici încerc să mă mențin. Uitați-vă la soacra, o an de zile a trecut, a fost destituit cineva din funcție, de domnul primar, un an, acolo au murit 4 oameni și mutilați, peste 10 oameni au ajuns să fie mutilați. Da, acest subiect urmează să-l discutăm și cadrul emisiunilor noastre. Vedeți că nu s-a luat nicio măsură de domnul primar. Domnul primar nu o să facă nimic. Acestea sunt angajații lui, oamenii lui de partid, cu mătrii, rudele, colegii de clasă. Acestea sunt oamenii lui. Ministerul, spuneam la începutul acestei emisiuni. Eu am sunat la minister și am spus, aveți organizații care monitorizează organizațiile obștești, care se ocupă cu copiii, cu salvați copii, străzii, salvați copii. La noi cred că vreo 500 de organizații care se ocupă cu copiii, nimeni nu-i monitorizează, nimeni nu vede ce activitate au. Poate ei vând copii, poate ei folosesc acești copii în alte scopuri. Nimeni nu știe. Nu este așa ceva, așa o direcție la minister. Cu toate că ar trebui să fie, toate organizațiile acestea ar trebui să fie monitorizate zi de zi ce a făcut, pentru ce,
cu ce scop, orice activitate. Aceasta este bogăția noastră, copiii. Aceasta este bogăția strategică a unui stat, copiii. Și noi am abandonat și am dat la niște organizații obștești. Ei nu-și dau raportul și nu-și dau față de nimeni. Nici o răspundere n-au față de nimeni. Asta este marea problemă. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și țin să reamintesc că am invitat reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, am invitat reprezentanții Direcției Municipale de Protecție a Copiilor, precum și reprezentanții Biroului Siguranța Copiilor. Eu pe această cale țin să le reamintesc, dacă ne-au vizionat sau ne urmează să ne vizioneze, ne pot apela la numărul redacției ca să vină și dânsii cu anumite explicații și vom fi bucuroși să aflăm și viziunea pe care o împărtășesc. Pe această notă, noi suntem obligați să punem punct acestei emisiuni, însă tema rămâne a fi una destul de actuală, care necesită a fi soluționată cât mai repede. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună, aveți grijă de dumneavoastră!